după ce secretarul general al NATO a avertizat asupra apetitului unor state și grupări ostile alianței de a achiziționa companii strategice și de infrastructuri critice aparținând unor țări membre, iată că și de la Bruxelles vine un alt avertisment, dar cumva în aceeași linie. Comisarul European pentru Concurență, Margrethe Vestager, a avertizat țările membre cu privire la protecția companiilor locale vulnerabile economic după pandemia de coronavirus, deoarece China este foarte interesată să cumpere astfel de companii și să-și sporească influența în Europa. Comisarul European a mai anunțat că la Bruxelles se lucrează deja la niște propuneri legislative care să permită țărilor membre să achiziționeze protecționist și să poată bloca tranzacții care nu sunt în interesul național sau comunitar, sau să permită în anumite condiții preluarea acestor companii private vulnerabile de către companiile de stat din acele țări. Pe data de 16 martie, Parlamentul European se reunește în prezența președinților Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Charles Michel. Se așteaptă rezoluții importante cu privire la protecția cetățenilor europeni în fața crizei actuale, la sporirea sprijinului pentru sistemele de sănătate naționale și la o strategie uniformă și coerentă de ridicarea stărilor de urgență. Proiectul de rezoluție critică atitudinea Ungariei și Poloniei pentru modul în care au gestionat și gestionează criza. Și încă un gest fără precedent făcut de înalți oficiali ai UE. Într-o declarație plină de emoție, Ursula von der Leyen a cerut scuze Italiei pentru modul în care a fost tratată atunci când a cerut ajutor la începuturile epidemiei. Cităm: "Este foarte adevărat că prea mulți dintre noi nu am fost acolo când Italia a cerut ajutor și da, pentru aceasta este corect ca întreaga Europa să prezinte scuze din inimă Italiei", a spus oficialul european. În martie, când în Italia deja începuse epidemia, atât Franța cât și Germania au interzis exportul de măști în pofida avertismentelor de la Bruxelles că o astfel de atitudine va submina răspunsul colectiv la virus.